seara, dragii mei, bună seara, dragile mele, bine v-am regăsit pe canalul Laura Scop. Mă bucur să ne revedem și în această seară la o etalare generală colectivă despre planul iubirii. O să facem în felul următor. Înainte o să-mi cer mii de scuze pentru că se reamenajează cumva locația și o să se audă niște bubuituri și niște, în sfârșit, voci cu o tonalitate înaltă. Așa că să nu vă speriați, am să încerc eu să acopăr cât pot. Dar asta ca să nu vă speriați, dacă eu știu, auziți țipând pe cineva. Cum o facem? Am să extrag un mesaj din acest bol cu surprize pe care l-am pregătit pentru domniile voastre și în funcție de mesajul pe care îl extrag, am să dezvolt, am să clarific, nu mă uit. Ia să vedem, l-am tras un mesaj foarte scurt. Să îl pui pe rană. Este o persoană probabil la care vă gândiți și care cred că fondul său este foarte, foarte bun. A sărit acest mesaj. Ia să vedem, chiar vreau să sară unul, să vedem despre ce este vorba. Vreau să fim din nou împreună. Deci o persoană pe care o pui pe rană, ca să spunem așa, vrea să fie din nou împreună cu voi. Haideți să dezvoltăm puțin, să clarificăm și ca să avem mesaje cât mai clare, am să vă rog foarte mult să vă gândiți la această persoană. Este foarte interesant pentru că folosesc acest pachet de cărți de oracol Message of Love. Și culmea este că s-a strecurat această carte din alt pachet de cărți de oracol, What's the Tea. Dar știți cum este, nimic nu este întâmplător, eu nu mă amestec, probabil că le-am folosit și refolosit și cum nimic nu este întâmplător, ia uitați cum sau ce exprimă simbolistic acestei imagini. Un reject total, un blocaj total, probabil comunicațional, probabil că vă gândiți deja la o persoană care a blocat această relație, o persoană care, cu care n-ați mai discutat de foarte multă vreme, o persoană care cred că v-a și refuzat de foarte multe ori și cu atât mai mult a ascuns și ascunde și în momentul de față de fapt ceea ce simte cumva acum, să spunem, cel mai profund. Este o persoană care n-a mai vrut, de asta este foarte bine că s-a ascuns această carte, pentru că în felul acesta vedeți și voi dacă rezonați cu această etalare. Deci este vorba despre o persoană care a refuzat, n-a mai vrut, a vrut să fie lăsată în pace, v-a blocat pe toate conturile, nu v-a mai scris, a văzut mesaje, nu le-a scris, nu v-a scris sau în sfârșit ba mai mult a și blocat. Va pleca pe rețele de comunicare, pentru că vreau să știu foarte clar, pentru ca voi să reușiți să vă desprindeți odată pentru de-una sau să vă reorientați sau să mai așteptați ceva de la această persoană care v-a refuzat, să spunem, în unele cazuri total, care sunt intențiile, mai ales că acum este o persoană indecisă. Fără doar și poate. Este chiar o persoană care, dacă acum ceva vreme, probabil nu mai vroia să afle de voi, pentru că stau să mă gândesc, nici n-aș vrea să vă induc stări false, să vă spun ceea ce nu este. De asta am să mă încred foarte tare în mesajele pe care le primesc pe cale intuitivă prin intermediul minunaților ghii spirituali. Este, deci dacă înainte ar fi refuzat orice fel de discuție cu voi, acum a început așa ușor, ușor să fie indecisă. Parcă n-ar mai fi așa de vehement în a vă spune gata, nu vreau să mai aud de tine. Însă nu are încă abilitatea de a lua o decizie clară. De asta cred că stă și se gândește mai ales la faptul că v-a făcut rău. A provocat suferință, va lăsa foarte multe cicatrici emoționale și asta se și vede, nu numai simbolistică, imaginea se simte. Este o persoană care nu a fost stăpâna, persoana respectivă, bărbat sau femeie, stăpână pe viața sa în trecut și cred că această decizie pe care a luat-o în trecut de a nu mai auzi de voi, de a da eject efectiv oricărui mesaj a fost din cauza faptului că nu a reușit să ia singur decizie sau singură decizie. A fost influențată de relația pe care o avea, de persoanele de pe lângă el sau de pe lângă ea, familie extinsă, colegi de serviciu și așa mai departe, prieteni, amici, nici nu mai contează.
Deci a avut această incapacitate de a lua o decizie fermă vis-a-vis de ceea ce își dorește. Practic, din cauza unor influențe negative, este posibil să fi luat această decizie de a pune punct, fiind ușor influențat sau influențată. Însă ceva neașteptat urmează să se întâmple, ceva la care nu vă mai așteptați. Chiar sunt și eu curioasă ce ar putea să se întâmple, mai ales că această decizie de a vă bloca pe toate rețelele de comunicare și, în sfârșit, pare a fi bătută în cuie. Lucrurile nu vor merge așa cum ați plănuit sau cum v-ați așteptat, cumva această poveste să fie terminată, relație îngropată, ci există o detașare a persoanei la care voi vă gândiți. Se detașează, practic, sau a învățat această lecție a atașamentului vis-a-vis de influențele acelea negative. Probabil că în momentul în care a conștientizat că nimeni nu-i dictează viața și în momentul de față este capabilă să ia propriile decizii, probabil avea și o persoană în îngrijire sau un părinte sau, în sfârșit, influențe contra relației cu voi, poate și o relație de trio, pătrat amoros, mai puțin contează, însă pare că această persoană, chiar începând cu această primăvară-vară, a reușit sau reușește în proces de tranziție să lase în urmă toate aceste influențe negative, clarificându-și foarte multe în minte. Acum nu știu că chiar a început și niște exerciții de terapie, yoga, nu știu, să fie așa o trezire din asta spirituală, dar never say never. În sfârșit, ușor, ușor începe să își clarifice foarte multe lucruri în cap. Probabil că lipsa sa de lipsa, haosul din viața lui sau din viața ei a fost cauzat de faptul că era foarte, foarte ușor influențabil sau influențabilă. Și atunci, bine, pe aici, pe acolo mai există și niște sarcini nedorite, să spunem așa, persoana respectivă, mai ales dacă a fost bărbat, este posibil să îi se fi spus că cealaltă persoană are un copil, a rămas sărcinată și așa mai departe. Cumva mi se pare că sunt sau au fost niște legături în trecut, dar mă rog, asta n-a făcut altceva decât să îi determine pe cei doi să se dușmănească. Dar, în sfârșit, se clarifică lucrurile sau a început să-și clarifice multe lucruri în mintea lui, în mintea ei. Unul dintre lucrurile pe care, hai să ținem așa să vedeți că nu le amestec sau nu le aranjez eu pentru transparență, însă unul sau și unul dintre lucrurile pe care și le clarifică această persoană sau este în curs de clarificare este că voi sunteți de nenlocuit. În sfârșit a ajuns la concluzia că voi doi sunteți de nenlocuit și modul în care l-ați iubit, modul în care v-ați purtat, modul în care se simțea confortabil. S-a stins lumină. Da. Noroc că am lumânarea aprinsă. Îmi cer mii de scuze. Sunt lucruri care nu țin de voința mea, de dorința mea. Asta este. Dar măcar ne auzim. Deci, modul în care ați iubit, l-ați iubit sau ați iubit-o, în care se simțea, cum spuneam, în confort, nu poate, nu știu dacă mai vedeți ceva, nu poate, practic, nu poate înlocui acest confort pe care l-ați oferit voi. Dar mai bine mai târziu decât niciodată. Aici este un mesaj care spune, în sfârșit, va trebui să aveți încredere în mine. În sfârșit, știți că nu vă induc stări false. Este un mesaj care spune că încă încearcă sau începe ușor ușor sau încearcă să se vindece această relație. Lucrează, să știți, în momentul de față lucrează cu el, lucrează cu ea. A început, de asta spuneam că s-ar putea să facă și niște ședințe de terapie, în sfârșit. Încearcă să scape, de fapt, dacă alăturăm acest mesaj, încearcă să scape de de vrașa unei a treia persoane, să știți, clar că a lucrat cu niște energii, că nimic nu se întâmplă, tot se închide, se întrerupe și curentul în sfârșit. Aici este vorba despre faptul că parcă este efectiv, își mulge părul din cap, bine, așa, la figurat vorbind, pentru că s-a încrezut într-o persoană care a intervenit și cu anumite lucruri neortodoxe.
intervenția unei a treia persoane a stat în calea fericirii voastre la un moment dat, aceasta fiind probabil maleficent sau acea persoană care a probabil a fost a avut o influență negativă și a întrerupt cât a putut calea de comunicare între voi, v-a împiedicat să fiți împreună. Deci o a treia persoană. Următorul mesaj spune cam așa: această persoană, nici nu este Halloween-ul, această persoană, vorbim de a treia persoană, a putut să se strecoare, spune această carte, în momentul în care persoana voastră s-a simțit cumva neapreciată, știți? A avut anumite momente în care s-a simțit neapreciat. Și atunci a apărut această a treia persoană care spune: lasă vinul la mama că ai vrea mama grijă de tine. Și uite așa, în sfârșit, i-a sucit mințile, dar îi pare rău și a clarificat anumite lucruri în cap și a clarificat anumite chestii. Persoana cealaltă a avut de câștigat de pe urma sa beneficii, avantaje materiale, financiare, poate și emoționale, însă întotdeauna această persoană a visat la această reuniune. Întotdeauna a crezut că veți fi împreună, întotdeauna a crezut că aveți acea inteligență și emoțională să vă dați seama, și se bazează pe lucrul acesta, pe faptul că voi sunteți extrem de inteligente și inteligenți din punct de vedere, din toate punctele de vedere, să spunem așa, și se bazează că puteți să faceți față acestei reveniri, reuniuni cu această persoană. El, șatenuț, blonduț, cu ochii căprui verzui, poate și o ușoară barbă de a doua zi, ea, părul deschis, ochii deschiși la culoare, tenul mediu, alb, mediu, ușor, așa, rotunjoară. În unele cazuri sunt, sigur, câteva din aspectele fizice deloc obligatorii. Ca semne zodiacale importante avem gemeni, rac, pești, vărsător, berbec, leu și fecioară. Ca semne zodiacale predominante, nu obligatorii. Este posibil ca această revedere, această reuniune să se întâmple mai repede decât credeți voi. Își dorește foarte mult să îl primiți ca intenție, ca emoție, ca dorință. Își dorește foarte tare să îl primiți sau să o primiți înapoi. Este foarte mândră persoana aceasta, fie că este bărbat, fie că este femeie. Foarte mândră să recunoască că îi lipsiți, foarte mândră să recunoască că a greșit, foarte mândră să recunoască că a luat țeapă, în ghilimele. Însă a dat vina pe faptul că și dacă erați împreună, v-ați fi făcut până la urmă tot rău unul altuia. Tot așa, este un sfat, o recomandare pe care a făcut-o a treia persoană. Și dacă ați fi împreună, spune a treia persoană, nu vă dați seama că vă faceți rău, că nu aveți nici o posibilitate să fiți împreună. De aceea a pierdut, simte că a pierdut această oportunitate de a fi cu voi și știe că nu a acționat așa cum a trebuit. Știe că nu v-a vorbit așa cum a trebuit, știe că v-a făcut să suferiți, de aici și această indecizie de a pune mai repede mâna pe telefon. De asta au fost și anumite întârzieri. Vai, ce nu-mi place chestia aceasta cu lumina întreruptă. Însă ține la spate, încă mai are un as în mânecă cu care își dorește să... Încă, deci are un as în mânecă cu care își dorește cumva să vă atragă atenția sau știe că chiar dacă v-a făcut să suferiți și voi, probabil că nu mai aveți așa pornire de a primi această persoană în viața voastră, mai are un as în mânecă cu care crede că vă poate atrage atenția și vă poate readuce sau, mă rog, readuce în prim plan aceste emoții. Cum credeți? Deci chiar vă spun că sunt cărți care sunt așa pur și simplu, s-au așezat una după cealaltă, dar asta este. O să, uitați, următoarea este aceasta. În orice caz vreau să vă, probabil că aveți încredere în mine că nu vă vând gogoși. Cum face? Păi, în primul rând, scrie o listă de greșeli, scrie un soi de mea culpa, probabil într-un mesaj, mai mult decât telefonic,
pentru că își dorește să vă scrie cu claritate ceea ce simte și să vă vorbească despre greșelile pe care le-a făcut vis-a-vis de voi. Sunt unele lucruri pe care probabil voi nu le știți, nu le cunoașteți. Ce a ascultat sau cum l-a influențat Maleficent, mai ales că este o persoană, sau nu știu, sunt și persoane brunețele cu ochii negru, tenul alb, mediu, colegi de serviciu în unele cazuri sau, în sfârșit, probabil că îl văd așa că stă la birou sau undeva, pur și simplu se gândește, în primul rând, să vă scrie. Nu cred că are curaj să știți să vă spună verbal, să verbalizeze, să vă spună, uite, am greșit, uite, pe aia, că e prea mândră să spună acest lucru, dar măcar scrie și face așa cam o listă așa întreagă de greșeli pe care le-a făcut vis-a-vis de voi. Toma, de ce? Pentru că își dorește foarte mult să scape de această confuzie. Știți? Pentru că se află într-o stare de confuzie, nu știe ce gândiți, nu știe dacă mai aveți vreo, sau mai există vreo șansă să aveți această relație. Mai ales că se simte că este neclară situația voastră, se simte confuz în ceea ce privește relația aceasta a voastră și mai mult decât atât, să știți că este foarte frică să nu fie prea târziu. Este foarte frică să nu fie, poate dau foc la carte, să nu fie prea târziu, parcă se uită la ceas, timpul. Să știți că nu mai este un prieten pentru această persoană, energie masculină matură, în unele cazuri poate să fie și chel, poate să fie cu părul grizonat, tenul măsliniu, în unele cazuri trecut binișor de 50 de ani, în anumite cazuri. Este foarte teamă că este foarte târziu să mai acționeze, de unde și starea aceea de confuzie. De asta probabil că există o tăcere între voi și această persoană. O tăcere, însă îi pare foarte rău, i-a părut întotdeauna rău că nu ați mai vorbit, că nu ați mai luat legătura. A avut nevoie de această pauză să fie lăsat în pace. Să știți că a spus pas, stop la toate discuțiile, nu numai la voi, și luma Lefi sunt și cam la toată lumea, să știți că a spus pas pentru a avea, Doamne, cum s-au așezat cărțile. Pentru a avea așa de ciudă mie că nu este lumină, dar sper să vedeți, pentru că a avut nevoie să reflecteze, a avut nevoie să gândească la relația voastră, la voi și la greșelile care probabil s-au făcut în această relație. Dar, spune acest mesaj, fiind departe de tine, nemai fiind împreună, aceasta l-a determinat sau a determinat-o să vadă clar lucrurile, adică această absență să știți că l-a ajutat sau a ajutat-o să vadă că cea mai bună metodă de a fi împreună este iertarea, forgiveness, îi stă pe cap, își strangulează, îl sufocă sau o sufocă faptul că n-a putut să-și ceară iertare, scuze pentru ce s-a întâmplat, pentru dezacordurile voastre, neînțelegerile voastre care au apărut. Aceste neînțelegeri au creat o breșă, o găurică prin care s-a străculat Maleficent cu tot soiul de influențe negative. Însă, în ciuda acestui fapt, iau carte cu carte și mă bucur că a ieșit așa, întotdeauna a fost această legătură de suflete. Vedeți acest pod de legătură, o legătură clară, strânsă, profundă. Chiar dacă n-ați mai vorbit, este o legătură, spune această carte. Întotdeauna am simțit că sunt conectat cu tine, chiar dacă nu am mai fost împreună și sunt efectiv stresat. Sunt cu nervii la pământ, sunt foarte stresat, sunt foarte stresată, cu nervii la pământ, nu mai intră nimeni în voie. Și această stare mă secătuiește de putere. Am avut timp să mă gândesc, am avut tot timpul din lume să mă gândesc, absența aceasta mi-a dat seama, m-a făcut să văd lucrurile mai clar și absența aceasta m-a ajutat să văd cât de mândru sunt, cât ce ego exacerbat mare, cât casa poporului am avut, pentru că nu te-am căutat mai târziu să-ți spun că am mințit, că te-am mințit și că această lipsă de cinste, de onestitate, până la urmă a rupt această legătură dintre noi doi. Intenția mea serioasă, am să iau din capătul pachetului de cărți, deci am citit. Bine, aici spune că s-a săturat să mai fugă de relație, dar pur și simplu am o curiozitate, nu știu de ce, am întors pachetul pentru că vreau să știu ce se află în spatele acestui pachet ca intenție.
Oh! Imediat vă spun. Ok. Deci, aici scrie foarte clar, în mintea sa, în mintea lui, mintea ei, există o clară direcție. Îmi doresc să repar conexiunea dintre noi doi. Ia uitați ce lumină s-a făcut dintr-o dată de la această lumânărică. Bun, nimic nu este întâmplător, dragii mei. Eu îmi doresc acest lucru, îmi doresc să se întâmple acest lucru după această situație dintre voi în care v-a rejectat total, v-a, în sfârșit, a încercat pe cât posibil să pună capăt acestei relații. Cu siguranță își dorește să îl primiți înapoi, mă rog, deși probabil în tot acest timp de întârziere a fost extrem de mândru să recunoască, însă uite cum va face. Adică mie mi se pare foarte important să poată măcar să-și exprime aceste greșeli chiar în scris. Așa că probabil există niște întârzieri, însă ele sunt extrem de importante. Aceste întârzieri clarifică în primul rând ceea ce simte pentru voi, a clarificat ce simte pentru voi, mai ales că fondul lui, cum spuneam și în începutul etalării, nu este rău, este un om bun, este un om cu suflet mare, însă, din păcate, din cauza programelor, din cauza diferențelor, din cauza breșelor în program, din cauza energiilor stagnante, influențelor negative, probabil a luat niște decizii departe de, să spunem așa, voința sa. Nu facem lobby, nu luăm apărarea, dar nici nu judecăm și nu etichetez. Deci, clar, văd că energia generală s-a dus în zona aceasta. Vreau să fim din nou împreună, așa cum spuneam și la începutul acestei etalări. Aștept vești bune, dragii mei. Oricum, vă mulțumesc din toată inima pentru prezență. Îmi cer iertare pentru faptul că, nu știu, se lucrează intens. Asta este, sunt anumite situații care chiar nu depind de mine. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele voastre, mulțumesc foarte mult pentru vizualizări, mulțumesc foarte mult pentru faptul că vă înscrieți în fiecare zi și construim această comunitate splendidă de suflete fabuloase. Să aveți multă sănătate, să aveți o săptămână minunată, la mulți ani tuturor celor care își aniversează ziua de naștere în această săptămână și în zilele ce vor urma. Doamne ajută tuturor să fie lumină, să fie pace, căldură și nu uitați, Universul lucrează doar pentru binele nostru cel mai înalt. Vă iubesc! Pa, pa!